Unde mergem? Harold, haide, și tu cu noi, hai! Măgâdilă! Bine, vin! Magazinul de curiozități al doamnei Pălădourii? Știi cât de mult detest să intru acolo? Sper că ai un motiv întemeiat. Un craniu reprezintă un excelent cadou aniversar. Dar dacă mă răzgândesc, pot să-l returnez? Cum funcționează? Să ne grăbim, draculaș! Intrarea animăluțelor de companie e interzis aici. Acest loc îmi dă fiori. Atenție! Te rog, ai grijă pe unde arunci lucruri, draculaș. Nu, detest cum faci asta. Și sabia asta în miniatură de ce ne poate proteja? De furnici? Oh, grozav, poate fi scoasă. Eu sunt cavalerul Bufniț, apărătorul regelui Arthur din Eld. Mi-ați chemat spiritul pe această lume, acum datoria mea e să vă apăr pe toți. Oh, grozav, exact de asta aveam nevoie. Aud oare un dragon ce grohăie în stomacul tău? Nu, doar mi-e foame. Bine, disprețuiesc pericolul, așadar disprețuiesc și dragonii de tot. Care spuneai că este datoria ta acum, mai exact? Până când sabia își va regăsi locul în stâncă, datoria mea e să vă apăr. El era în acea stâncă, dar acum stânca e în mine. În ordine, păi bine ai venit în echipă. Te iubim! Pălădourii ne va auzi. Scuze. Să plecăm de aici. E corn de unicorn, 200%. Uneori mi se pare că locul ăsta e bântuit. În ordine, bine ai venit în clădirea Orloc. Da, bine ai venit în clădirea Orloc. Acesta e locul pe care trebuie să-l aperi. Și spune-mi, te rog, contra a ce trebuie să vă apăr? Ce-ar fi să începem cu această epidemie de spirite malefice? Spirite neputincioase, ele nu reprezintă în esența lor nicio amenințare. Totuși, e mai bine să previi decât să tratezi, așa am spus mereu. Spirite neputincioase ale lumii de dincolo, plecați! Plecați! Ați văzut și voi asta? Eu cred că e un miracol. Și hei, frații mei cățeluși fantomatici au dispărut. Bună treabă, cavalerule Bufniță. Cred că noi doi ne vom înțelege foarte bine. Urmează-mă, haide să-ți o arăt pe Mina. Mina? În mină se află de obicei un dragon. Oh, nu, Mina e stăpâna noastră și o iubim foarte mult. Înțeleg, e prințesa voastră. Aha, desigur, prințesa noastră, spune cavalerul Bufniță. Ia-t-o pe prințesa noastră. Da, bine, pa. Mina, iar bei lapte direct din cutie. Nici vorbă, tată, nu e bine să faci asta. Iară-mă, sarul de aur din Birmingham, cât e de frumoasă. O voi apăra pe această prințesă, cum știu eu mai bine. O voi înconjura cu un scut de protecție chiar acum. Vai, a fost impresionant. Mi-am terminat treaba. Wow, chiar a fost impresionant. Acum nu mai trebuie să ne facem griji pentru Mina. Iată niște mici fantome făcute din bezea. Vă voi devora, spiritele. Cine urmează? Mina! Oh, salut! Haide sus! Haide! Haide, draculaș! Ce s-a întâmplat? Știu că vrei să vii în brațele mele. Oh, te îmbrățișez eu! Te îmbrățișez! Ce șoc de electricitate statică! Wow! Oare ce l-a apucat? Draculaș! Vino înapoi, drăgălașul meu iepuraș! Draculaș! Îți dau niște morcovi! Până se întoarce, le dau de mâncare celorlalți doi. Aud zgomot de mâncare! Ce vrei să faci? E aroma ta preferată! Privește unde scrie. Cred că e aromă de carne de vită. Ce tot faci? Te simți bine, Harold? Vino, băiete! Mina, îți aduci tu gunoiul? Da, tati, după ce le dau de mâncare animăluțelor. Cred că am văzut un pițăiaș! Cred că am văzut un pițăiaș! Cred că am văzut un pițăiaș! Am văzut un pițăiaș!
urmărește o mulțime de videoclipuri și nu uita să te abonezi la canalul de YouTube Boomerang!